convingeri, valori, experiențe, acțiuni, concluzii și multe alte aspecte mentale determină harta noastră mentală. Harta noastră mentală este filtrul care ne arată lumea. Adică, ce vreau să înțelegeți este că nici unul dintre noi în momentul acesta de față, adică nici unul dintre voi în momentul acesta nu mă percepe la fel. Probabil Adi se concentrează pe, nu știu, pe părul meu. Probabil ție îți plac pantalonii mei și te uiți mai mult acolo. Și așa mai departe. Suntem diferiți. Și acum probabil vă gândiți, da, de ce am ales subiectul ăsta la un proiect despre alevierea conflictelor? Să mă ierte gramaticianul dacă n-am folosit cuvântul corect. Pentru că în momentul în care ne naștem, suntem exact ca o coală albă, mie mi s-a îndoit în buzunar, dar impecabilă, albă și nescrisă, suntem gata să trasăm noi teritorii și noi principii și lucruri de învățat. Știu, tot nu am răspuns la întrebare. Harta mentală are nevoie să fie modificată și are nevoie să ne jucăm cu ea și să umblăm, să o cunoaștem, pentru că a fost făcută de om. Și omul nu este perfect. Din punctul meu de vedere, nu putem nici să creăm lucruri perfecte. Să știți că harta se formează din momentul în care ne naștem până în momentul inițial sau până murim. Dacă nu cumva pe parcurs alegem să devenim rigizi și să spunem eu nu mai învăț nimic, le știu pe toate. Atunci, felicitări, ați ajuns la rangul de zeu, nu mai aveți ce discuta cu noi, cu oamenii simpli și de jur. Și la fel cum... Nu. Poate mama voastră, nu știu, ea fiind cea care a stat cel mai mult și a petrecut cel mai mult timp cu voi, probabil, presupun, sau tatăl, sau rudele, bunicii, etc., din cauza că sunt oameni, și ei au avut momente în care au fost nervoși. Și momente în care tu veneai ca un biet copil și arătai o jucărie, erai super entuziasmat și arătai o jucărie. Pentru că te erai bucuros de jucăria respectivă și mama ta avea 3 oale pe foc, ținea telefonul așa și făcea ceva și cu piciorul aici. Și zice, du-te mă copile de aici că nu vreau eu să vorbesc acum cu tine. Ei bine, în momentul ăla, pe harta noastră, s-a mai deschis o potecă care ne spune că în momentul în care ne ducem cu o jucărie nouă la mama, ei nu-i place. Și probabil lucrul ăsta o să-l ducem mai departe în viață și, nu știu, avem și noi o prietenă. Creștem, facem 12-13 ani, aia e vârsta când ai o prietenă, probabil, și nu-i mai areți prietenei tale jucăria. O sună greșit. Dar realizezi un proiect sau ceva și ție nu-ți vine să mergi să-i spui ei că uite ce tare îi, ce fain e proiectul, de teama că prietena ta poate amestecă și ea în oală și vorbește la telefon și zice du-te bă de aici și lasă-mă în pace. Cam asta e legătura hărții mentale cu conflictele și cu alevierea conflictelor. Vreau să discutăm despre convingeri și despre faptul că harta nu este teritoriu. În primul și în primul rând, sunt curios dacă ați auzit de convingeri limitative sau convingeri în general. Și îți curios, îmi spui și mie o convingere, te rog frumos. Ideile astea încăpățânate, ca în tot timpul de tate, în momentul în care nu ești flexibil. Nu am auzit, dacă vrei să repezi mai tare, cum puțin să audă toată lumea din sală. În momentul în care super, ai niște idei fixe și consideri că ai adevărul absolut și okay, vezi numai din perspectiva ta. Ceva concret. De exemplu, uite, avem și acolo, caută un exemplu care vin și la tine. Banii sunt ochiul dracului. Banii sunt ochiul dracului. E o convingere foarte bună pe care nici eu nu-mi dau seama de ce am instalat-o, pentru că până la urmă cu banii îți cumperi casă, îți cumperi mâncare, poți să mergi la munte, poți să mergi la mare. Nu văd nimic rău în asta, ba chiar suntem fericiți. Ok?
Nu am timp. Oh, damn, Cristi. Nu am timp să fac asta. Exact. Bun. Acum ați înțeles care sunt convingerile. Convingerile se instalează astfel. Când eram mici, era și mai devreme exemplul cu mama, poate eram la școală, nu știu, și am avut ecuații la x plus 2 egal 4. Am zis că x-ul e 5. Și a venit profesorul și a zis, copile, tu ești prost la matematică. Și eu de atunci am rămas că-s prost la matematică, pentru că profesorul respectiv avea autoritate în fața mea. Și adică pentru mine însemna lumea, pentru că eu eram în clasa 2-a, 3-a, 4-a și nu știam mai mult decât ceea ce mi se spunea la școală sau ceea ce mi se spunea în cercul meu. Și atunci am luat-o de bună. Și probabil eu o să mă duc toată viața, o să vină copilul meu la... când ajunge și el la școală și îmi zice, tati, eu... O, uite aici x plus 2 egal 4 și eu îi zic, a, du, nu știu, du-te de aici. Pentru că mi-e frică și în momentul acela, adică de momentul acela, mi s-a ancorat o emoție, o emoție negativă. Din păcate, exercițiul e prea lung ca să modificăm convingerile stabilite anterior, dar se poate să vă învăț o metodă super rapidă de a împiedica alte convingeri de a se instala. În momentul în care, nu știu, te duci la job sau habara, vii la Toastmasters și ții un discurs, cum fac eu în față, și vine după aia evaluatorul meu pe scenă și îmi zice, ok, a fost fain discursul, dar nu mi-a plăcut faptul că n-ai avut varietate vocală, nu mi-a plăcut că n-ai stat drept, că ai făcut așa în timpul discursului, că nu știu ce. Deci ești un vorbitor prost. Eu în momentul ăla mă gândesc din ce poziție îmi spune el asta, adică cu ce drept, cine ești tu ca să-mi spui mie că, bă, eu sunt vorbitor prost, și cât de mult contează, de fapt, pentru mine părerea lui. Adică, dacă George, care în seara asta e evaluatorul meu, nu știu, suntem dușmani de viață, cel mai poate să-mi spună George secretul vieții, pentru că mie nu-mi pasă că suntem dușmani și eu nu supor. Adică, cum să accept secretul vieții lui? Mulțumesc! Ok, dacă doriți o să discutăm legat de faptul că harta nu este teritoriu, aș vrea să mai facem un exercițiu, dacă îmi permite și Toastmasterul și cronometrul. Am trecut de timpul alocat, de aceea întreb. Ok, mulțumim, noroc că nu mai avem un vorbitor. Vreau să vă invit acum să vă gândiți în câteva secunde la un moment în care v-ați simțit prost, v-ați simțit stânjenit, nu știu, v-ați simțit nașpa, oricum ați considera voi asta. Habar n-am, poate, nu știu, ai ținut ușa pentru cineva și s-o împiedicat și te-ai simțit prost sau lucruri de genul. Deci gândiți-vă la un moment în care ați fost strânjeniți. Pe o scară a intensității, 10 fiind cel mai intens, 1 fiind foarte puțin intens, să fie un maxim până la 5, să-i spunem. Ok, mai așteptăm 5 secunde să se gândească toată lumea la un moment de genul. Exact, și pentru cei mai încet. Și acum vă invit să închideți ochii. Aveți încredere în mine că nu vă fac nimic, n-am cum, îmi ia prea mult să ajung la voi. Să închideți ochii și să vă gândiți la momentul respectiv și lăsați-l să curgă. Trăiți efectiv încă o dată momentul acela. În momentul în care terminați, vă invit să deschideți ochii și să reveniți înapoi în sala în care sunteți. Ok, văd că s-a trezit toată lumea. Și acum vă invit să alegeți o melodie care nu se potrivește deloc, deloc, deloc cu momentul ăla. Cea, nu știu, funny, energică, un țambal, ceva acolo să sune, să-i dea, să fie fain. Sau să fie opus cu sentimentul și cu momentul respectiv. Acum, dacă are toată lumea în minte o melodie amuzantă, jucăușă, habar n-am ce melodie v-ați ales voi, vă invit să dați drum, să închideți ochii și să dați drumul pe casetofonul minții voastre la acea piesă.
ascultați puțin și acum lăsați din nou momentul să se deruleze încet cu acea muzică în fundal, care o să meargă până la capătul momentului cu voi. Așa, exact. Da. A, deja văd oameni dansând pe voi. Bun, iar acum trebuie să și testăm faptul că a funcționat exercițiul. Vă invit din nou să închideți ochii, să opriți de data aceasta muzica pe care am ascultat-o mai devreme, exact cu butonul sau cum vrei tu, și să derulați momentul. Deci totul e de-a îndoaselea, mergeți înapoi până la punctul zero, de unde a început totul. Treceți încă o dată prin moment. Acum vă rog să închideți ochii și să faceți din nou asta. Iar acum sunt curios, adică o să discutăm după ședință, dar aș băga una în foc că evenimentul respectiv nu se mai simte la fel în momentul în care vă gândiți acum la el. Și probabil în momentul în care o să apară un eveniment de genul în viitorul vostru, o să reacționați altfel și nu o să mai genereze, nu știu, poate o să nu vă mai bate inima așa de tare, nu mai tremurați sau alte simptome pe care voi le-ați avut în momentul în care ați trecut printr-un eveniment de genul. Am să sar peste harta, nu este teritoriu, și am să ajung la concluzie, și anume concluzia, acceptați-i pe ceilalți, fraților. Pentru că fiecare e diferit și poate, nu știu, pe mine m-a bătut când eram mic și pe tine nu. Și atunci tu nu ai cum să înțelegi că eu am fost bătut. Sau poate eu când eram mic, tata a avut un cal și-a bătut calul respectiv. Și eu când am crescut, am crezut de cuvință că e ok să-ți bați calul în fiecare dimineață. Glumesc, acestea nu s-au întâmplat, tata nu are un cal pe care îl bate în fiecare dimineață. Dar ce e important este că trebuie să avem răbdare cu ceilalți și să realizăm că harta lor nu coincide cu harta noastră. Pentru că suma tuturor experiențelor, trăirilor, gândurilor, concluziilor și așa mai departe, a ta, cu a ta și cu a ta și cu a mea și cu a tuturor, nu este la fel. Nimeni, adică nu există două hărți în lumea asta care să fie la fel. Așa că data viitoare când mai vă întâlniți cu un om și vă certați cu el sau ajungeți până în punctul să vă bateți, poate, gândiți-vă că în spatele oricărei acțiuni există o intenție bună, doar că noi nu știm care e aceea. Vă mulțumesc! Salut din nou! Facem o mică recapitulare. Răzvan astăzi ne-a făcut o prezentare despre metode sau sugestii de îmbunătățire a gestionarea conflictelor. Felicitări, Răzvan! Evaluarea mea are două părți, două lucruri care m-au plăcut foarte mult și două lucruri care cred că ai putea să devii mai bun. În primul rând, cred că piesa de rezistență a discursului lui Răzvan este elementul de surpriză. Adică nu mă așteptam ca să introduci un exercițiu, deși mi-ai spus înainte, dar cum te-am urmărit, ne-ai dus așa prin foarte multe povești și dintr-o dată așteptam să vii cu concluzia care nu mai venea și a apărut acest exercițiu care ne-a captivat foarte tare și deja mi-a scris că te-am prins, nu ai concluzie și apoi buf, ne-a lovit cu o concluzie foarte puternică. În spatele oricărei acțiuni este o intenție bună, doar că nu știm care este aceasta. Foarte frumos, felicitări! Al doilea lucru care mi-a plăcut foarte mult, pe care l-am observat la tine, este atmosfera
foarte captivant. Mi-a plăcut că ai venit aici așa în spate și te-ai uitat așa un pic la noi și direct te-ai apropiat și ai început. Convingeri, valori, expresii. Eram deja acolo cu tine, deja putea să se întâmple, putea veni sfârșit pe lume, eu deja eram acolo. Așa, atmosfera asta de sinceritate copilărească. N-ai spus despre mama ta, n-ai spus despre... scuze? Despre calul lui taică. Despre calul lui taică, așa, mulțumesc! Foarte fain, foarte fain. Și cred că merită să dezvolți chestia asta în continuare. Lucrul unde cred că ai putea să, să îmbunătățești, mi se pare încrederea. Am simțit că nu ai avut încredere destulă în valoarea lucrurilor pe care le-ai prezentat, pentru că cred că în mintea ta ai simțit că nu te-ai pregătit destul. Și chestia asta eu personal am simțit-o și nu m-a deranjat faptul că nu te-ai pregătit, m-a deranjat mai tare că n-ai avut încredere și faptul cum țineai hârtia, foaia, să nu arăți, bă, uite, buf! Ok? Așa? Și al doilea lucru care cred că l-ai putea îmbunătăți este faptul că să-ți alegi câteva chestii. Că am simțit că ai avut o idee foarte puternică cum ne-ai prezentat concluzia, dar am simțit că ai avut prea multe lucruri, le-ai adunat acolo și de-aia cred că nu te-ai încadrat în timp. Și cred că dacă, până la urmă, mi-am și notat aici, care este cea mai importantă idee cu care susții concluzia? Asta așa ca o întrebare pentru tine. În concluzie, surpriză foarte faină, atmosferă de nota 10, mai multă încredere și mai puține chestii. Mulțumesc!